și privesc spre mine plângând. Ajută-mă, Doamne, să mă schimb. Nu vreau să întristez Duhul Tău cel Sfânt. Nu vreau să aduc, Doamne, suferință Ție. Vreau să fiu un rod binecuvântat. Vreau să fiu o mângâiere pentru cer. Vreau să fiu, Doamne, o bucurie pentru Tine. Te rog în această seară, ne iartă nouă greșelile noastre. Ne iartă nouă, Doamne, nelegiuirea noastră. Iartă-ne, Doamne. Te rog, ajută-ne, Doamne. Te rog din toată inima Ta de Sfânt din ceruri. Dezgheață, Doamne, Dumnezeul meu, inimile care nu mai știu, Doamne, să iubească. Atâta indiferență, Doamne, atâta superficialism, atâta absenteism, Doamne, atâta preocupare de sine, atâta iubire, Doamne, pentru lucrurile care n-au preț înaintea Ta. Sunt oameni, Doamne, care nu mai privesc decât spre ei înșiși, Doamne. Nu vreau să trăiesc așa, Doamne. Vreau, Doamne, Dumnezeul meu să mă binecuvântez cu prieteni sfinți și vreau eu însumi să fiu un prieten sfânt. Fă din mine o Betania, Doamne, Dumnezeul meu. Fă din mine un loc, Doamne, unde să-ți găsești bucuria. Ajută-mă, Doamne, să am o inimă ca a Ta. Dă-mi puterea să iubesc cum ai iubit Tu, Doamne. Dă-mi puterea să tac, să rap, să alerg. Dă-mi puterea, Doamne, să fiu cine vrei Tu să fiu. Te rog, Doamne, ajută-mă să fiu o lumină, o sare a pământului, Doamne. Binecuvântează-mă să fiu o mireasmă de viață, un vas de cinste. Doamne, Dumnezeu nostru, la ce bun, Doamne, o religie care ne înstrăinează? La ce bun, Doamne, o religie care ne aduce răni? Vrem o credință adevărată, vrem o credință ca un foc mistuitor, vrem o credință care să aducă clocot în inima noastră. Te rog, Iisuse Hristoase, ajută-mă, Doamne, să iubesc. Ajută-mă să iubesc, Doamne, cum ai iubit Tu. Și niciodată, Doamne, Dumnezeul meu, să nu renunț. Niciodată, Doamne, Dumnezeul meu, să nu mă înstrăinez, să nu mă izolez, că nu-i voia Ta să fiu, Doamne,